4 foi pentru albă ca zăpadă. Și voi pune, deci un ou întreg, îl vom pune împreună cu zahărul și voi amesteca bine. Și voi pune și un praf de sare. Așa. Așa. Vom adăuga și laptele. Amestecăm, adăugăm și uleiul. Și amestecăm puțin până când se topește zahărul. Și dacă zahărul nu se mai simte și s-a topit, apoi vom adăuga bicarbonatul de amoniu sau amoniacul, cum vreți să-i spuneți. Deci nu se mai simte. Vom adăuga bicarbonatul de amoniu și apoi adăugăm făina. Și am să adaug și puțină coajă și puțină zeamă aici. Și am să adaug și puțină coajă de lămâie. De la o lămâie, așa. Am pus coajă de lămâie, tăiem să stoarcem și puțină lămâie. Așa. Și să punem și o picătură de lămâie, așa, cam cât o linguriță, nu mai mult. Așa. Și voi pune și puțină zeamă de lămâie, cam o linguriță. Atât. Și amestecăm. Deci acum vedeți că amoniacul cu lămâia începe să facă să-și facă efectul. Și adăugăm făină. Adăugăm mai întâi puțin, amestecăm și apoi adăugăm restul. Și punem și restul de făină. Și amestecăm. Este de preferat făina să o puneți treptat, ca să nu fie prea multă. Acum depinde cât de uscată este. Țin cu mâna. Uitați. Uitați aluatul. Și îl dau deoparte un cuțit. Aici avem aluatul nostru pentru foi. Am un sucitor. Și acum să ne preparăm foile. Să le întindem. Așa. Am să le coc pe fundul acestei tăvi. Să facem, să le împart așa în două. Și o să facem foile. 4. Așa, și înțepăm cu furculița. Și la cuptor. Vedeți? 2-3 minute. Așa, vedeți? Deci cam 2-3 minute durează, nu mai mult. Ia uitați, este fierbinte, ia să dau așa, aici ca să se vadă. Oh. Ia uitați, foi de albă ca zăpada. Ele se coc foarte deci repede. Eu mai las. Au ieșit. Așa. 4 foi frumoase, ia uitați-le. Așa. Deci dimensiunea este de 16 pe 28 la gata coapte.